Ministerul Economiei le răspunde protestatarilor din fața instituției, care va fi soarta antierului din Mangalia. Negocierile dintre statul român subliniere investitorul strategic interesat în antierul naval Mangalia, Damen's Shipyards Group, au fost finalizate miercuri, iar statul român va deveni acționar al subliniere antierului naval, a anuncat joi Ministerul Economiei. Anuncul a fost făcut în timp aproximativ 300 de angajați ai subliniere antierului naval protestau în fața Ministerului Economiei. Antierul naval din Mangalia este deținut din 1997 de grupul sud-corean Daewoo, în proporție de 51, restul de 49 revenind guvernului României. Guvernul de la București subliniere a anunțat recent ce blochează tranzacția prin care olandezii de la Damen's Shipyards cumpere de la Daewoo pachetul majoritar al antierului naval Mangalia. Astfel, antierul naval 2 mai se puncta Mangalia va renunca la exercitarea dreptului de preferință cu privire la achiziția pachetului de acțiuni deținut de Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering la societatea Daewoo Mangalia Heavy Industries S.A. A Mangalia, urmând ca, ulterior, Damen's Shipyards Group se cesioneze, cu titlu gratuit, către antierul naval 2 mai se puncta, 2 din pachetul de acțiuni, se arată în comunicatul publicat joi. Astfel, structura de acționariat a companiei mixte care rezultă în urma asocierii va arta astfel. 51 antierul naval 2 mai se puncta, 49 Damen's Shipyards Group. Oferta fermă autentificat va fi depus un scris în cursul zilei de astăzi la sediul antierului naval 2 mai. După adunarea generală extraordinară a acționarilor SN 2 mai sa Mangalia, care va avea loc în data de 30 martie, partea română va intra în discuții pentru elaborarea statului societății mixte, se arată în comunicat. Ministrul Economiei, Denuca Andru subliniere ce, a declarat ce este mulțumit de rezultatul negocierilor, iar statul român va putea astfel să protejeze forța de muncă înalt calificat din subliniere antierul naval. Este pentru prima dată în ultimii 28 de ani când statul român preia controlul asupra unui obiectiv industrial strategic privatizat. Din calitatea de acționar majoritar putem să protejăm eficient interesele statului român sublinierei putem să protejăm inclusiv forța de muncă înalt calificat de la antierul naval, a declarat Andru subliniere ce. Aproximativ 300 de angajați ai subliniere antierului din Mangalia au protestat joi, în fața sediului Ministerului Economiei. Ei au avut mai multe solicitări, printre care luarea unei decizii de către guvern legat de preluarea pachetului de acțiuni de Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering, avansarea unui calendar concret cu termene precise privind procesul transferului de acțiuni, indiferent de caracteristicile acestuia sau percile acestui proces. De asemenea, ei mai cer informarea corect, clar sublinie.
negocierei concrete a salariacilor cu privire la intențiile guvernului referitoare la situația antierului naval din Mangalia, sublinierei avansarea unui plan managerial coerent care se vizeze redresarea financiară a companiei concomitent cu cresublinierea veniturilor salariacilor companiei, conform newsro.